Românii merită și doresc să ducă o viață mai sănătoasă într-un mediu sănătos și să respire un aer mai curat, a transmis Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un interviu pentru Calea în care a îndemnat autoritățile din România să ia măsurile necesare în ceea ce privește deșeurile, dar și calitatea aerului din București. Problema deșeurilor din România și gradul ridicat al polorii din capitale au ajuns din nou la urechile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care cere de urgență autorităților de la noi să facă ceva. Într-o declarație pentru jurnaliștii de la Calea Europeană, Ursula von der Leyen a spus că am inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a ne asigura că România respectă normele europene în aceste sectoare importante, care au un impact direct asupra calității vieții oamenilor și asupra sănătății acestora. Așteptăm acum ca România să ia măsurile necesare privind deșeurile, precum și privind calitatea aerului în București. Și vorbim aici despre chestiuni grave. Poluarea atmosferică duce anual la 50.000 de decese premature în Europa. Astfel de Pierderi de vieți omenești pot fi prevenite. Să lucrăm împreună în acest sens, a mai adăugat șefa Comisiei Europene. În luna iunie, Comisia Europeană a trimis României două avize motivante în cadrul pachetului de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, solicitând autorităților române să transpună integral în legislația națională noile norme ale Uniunii Europene privind depozitele de deșeuri, cele privind gestionarea deșeurilor și pe cele privind prevenirea deșeurilor de ambalaje. România are două luni la dispoziție să răspundă și să ia măsurile necesare. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri. În plus, în octombrie 2020, Comisia Europeană a deschis României patru proceduri de infringement privind deșeurile, natura, apa și calitatea aerului. Un raport al Agenției Europene pentru Mediu arată că Bucureștiul se situează pe locul 263 din 323 de orașe din Uniunea Europeană în privința calității aerului.